Haide! Este aici! Salutare, copile! Mâncare! 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 O, bunule Dumnezeu! M-a tot rugat la tine în această seară să-mi aduci mâncare! Și mi-ai adus apostolii tăi! Vine-ți încoace și dați-mi acel pește! Hai, 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 rapid! Peștele, peștele, hai! Liniștește-te, copile, că-ți dau o palmă peste cap, te las aici, alat! Am voie să te bat, am cerut voie. O, bunule Dumnezeu, deci mi-ai dat acest apostol care-i sfrijelit. Băi, sfrijelitule, adun peștele la acum. Bă, Tony, da. Ăsta-i copilul de care trebuie să avem grijă? Da. De ce e îmbrăcat în costum de urs? Uită-te la el cum arată. Nu e îmbrăcat. Poftim? E un urs. Poftim? Bă, așa e. E copilul lui, bă, ăla mare, știi? Și bă, mai uite și-mi are grijă de el, că nu, i-a zis că îi face o favoare dacă o lasă viață, știi? Și... Bă, băieți, băieți. Creierul vostru e îmbrăcat în ciolofan. Dă-mi peștele ăla. Te rog, te rog, bă, te rog. Bă, calmează-te o dată, trebuie să te culci. Ora de somn. Ora de culcare. Peștele, dă-mi peștele ăla. Dă-mi peștele ăla. Ok, Tony. nu mai țip dacă îmi dai peștele ăla. Tony, da. Te-a amenințat în nici 5 minute că te omoară de 200 de ori. Bă, tu ție ți se pare ok? Bă, ceva o să se întâmple astăzi, bă, eu zic. Bă, e doar un copil, trebuie doar să avem grijă de el. Adică îl culcăm și atât. Bă, tu de-abia deci ce să ai grijă de tine, bă, ce dracu de grijă vrei să ai eu de asta? Știu să dorm, așa că pot să-l învăț și pe el. Da? Fii atent, ții pumnul așa și-ți dai în cap așa până adormi. Stai așa, uite, am lăptic. Să te liniștești. Liniștește-te, intră la loc în pat, că stai lăptic. Nu, de ce nu dai peștele când îți spun să-mi-l dai? Nu. E domnișoara Leu, domnișoara. Bună ziua, eu sunt domnișoara Leu, astăzi sunt aici ca să fac liniște la grădiniță, te rog frumos să fii cu minte. Da, de ce ai domnișoara Leu dacă nu ești cu minte? Dacă nu ești cu minte, nu stau lăpticul, uite lăpticul. Dacă nu sunt cu minte, ia uite ce am aici, o mașinuță, da? Fii atent ce-i dă băiatul. Bă, stai, oprește-te! Bătaia e ruptă din rai, bă. Vino încoace, copile! Vino încoace! Dacă mai faci un pas, o omor. O mănânc. Dacă mai faci unul dintre voi doi un pas, o mănânc. Am lapte! Laptele rezolvă tot, e lăptic călduț. Da? Ia dă să văd. Dă să văd dacă e bun laptele ăsta. Dă să văd dacă e bun laptele ăsta. Acum mi-l pui în mână. Stai! Dacă îmi pui laptele ăsta în mână, o să fac pe mine. Dacă nu-mi pui laptele ăsta, acum în momentul ăsta de față pe mână, punem laptele ăsta. Stai! Dacă-ți dau laptele, te liniștești! Da, dar numai dacă mi-l dai, dă-l odată încoace. Hai, pune-l aici. Poftim. E gol, fraiere, ce țeapă ți-ai luat? Ia de aici, fraiere, e gol tot tubul ăla de lapte. N-ai lapte în el, că ești un fraier. Uite ce țeapă i-am dat, bă, Tony, bă. Gata, copile? Da. Ești liniștit? Dacă ești liniștit. Ăsta e cel mai bun prieten de-al meu de acum, ia uite. La 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 la. Ai avut și prieten. Uite-l. Gata, ești ca la închisoare acolo, tu înțelegi chestia asta? Iau cubul ăsta și ți-l dau de cap, bă, îți sparge în capul ăla tău. Liniștește-te puțin, că nu-ți mai dă drumul. Bă, nu mai țipa atâta, bă! Bă, Tony, bă! Tony, nu cooperează, bă, e turbat. Știu, trebuie să-l batem. Bă, dacă-l batem, face și mai urât, bă. Eu zic să-i dăm, în sfârșit, balena asta, bă. Nu, bă, nu-i dăm balena. Bă, deci ce are dacă-i dăm balena? Nu trebuie să-i dai niciodată balena la copil. Băi, dă-mi balena, mă, e pur și simplu o jucărie, băi, îi dau balena. Bă, nu-i dai, mă, balena, ești de bună cap, bă, calmează-te, nu-i dăm balena. Băi, dau balena, bă! Nu! De ce? Dă-mă balena aia, odată îmi place, că dacă nu, o să mănânc pe maică ta, bă, și îți dau așa. Dă balena aia, că o să te prind și o să te bat. Și o să-ți pun capul ăla de șosetă într-un ananas. O, da, te bat foarte tare, da, dă balena aia încoace. Da.
Uite, bă, Tony, bă. Ce s-ar putea întâmpla rău dacă îi dăm balena, bă? Spune și tu mie. Bă, nu trebuie să-i dai niciodată balena. Deci mătușa mea a zis, orice îi face, nu-i dai niciodată balena. Stai și... că o iau eu, o iau eu, o iau eu. Gata. Bă, nu iei, bă, balena, bă! Nu iei balena! Bă, da, dacă nu-mi dai balena, îl mănânc pe Tony. Bă, dacă îți dai balena, îmi dai balena. Dacă îți dau balena, ești cu minte, da? Dacă îți dau balena, ești cu minte. Da, da. Îi dau, bă, balena. Îi dau, bă, balena. Te omoară, Tony, dacă nu-i dau. Ia, ia balena. Ia balena. Ia aici, balena. Tu realizezi ce tocmai ai făcut. A, băieți, gata de joacă și de aventură. Ai venit, îl venit. Păi, Tony, mă uite ce, uite ce-i făcut, bă, Tony, bă, ți-am zis că se întâmplă numai lucruri rele când ajungem la grădiniță! Eu am făcut, tu ai făcut, tu i-ai dat balena, ți-ai zis, nu, o singură chestie ți-ai zis, să nu-i dai balena, și tu ai zis, uite, balena, frate, cum ceară? Bă, tu n-ai văzut cum făcea, bă, era turbat oricum, bă, ăsta ne-a... Să turbeze, îți place mai bun, mai mult acum am turbat, ce crezi că nu mai turbează acum? Diferența e că e de 3 ori mai mare, bă! Bă, cel mai bine era dacă nu venea la grădiniță în prima fază, de aia te-a plăcut. Da. Bă, bă, tu vrei să dormi toată ziua, bă, de dracu de leneș, bă, trebuie să muncim astăzi. Ce Dumnezeu? Da, cine să muncim, nu? Târziu, încet ajunge. Bă, ce să muncim târziu, bă, că uite-l cum stă și se uite la noi. Ce plan ai să scăpăm de aici? Îi dăm cu pixul ăsta în cap. Cu pixul în cap, tu vezi ce mare e, bă, tu vrei să-i dai cu pixul în cap? Băieți! Și mai îl scoatem ochiul și îl mâncăm. Băieți! Da. E timpul să-mi spuneți poezie. De ce ca și spune-mi poezie? Că dacă nu o să-ți mănânc toate organele și o să fac scrânciop din organele tale. Bine. Fii atent. Ține pixul. Să te țin eu pixul, bă! Fii atent, eu zic poezia, tu te bași pe la spatele lui și bagi în ochi pixul. Bine, ok. Bun. Gata, am venit să zic poezia. Da, poezie. Poezie. Uite așa-ți dau eu ca de hârtie. Hai, zi. Zi odată, hai. Cățeluși cu părul creț, fură rațe din cotet. Și se jură că nu fură. Și l-am prins cu una în gură. Dacă ar fi să fie verde... Mai dă-i, Tony, mai dă-i! Ca o lustrete. Domnule ursuleț, veniți puțin mai încoace să vă zic o poezie. Ce poezie? Ia de aici în ochi cu pixul! Fugi, Tony, fugi, Tony, că vine după noi acum! Arată o poezie și pix! Vino cu coacă să bag pixul ăsta pe fund, ți-l bag, Tony! Așa meriți, fraiere! Așa meriți! M-am urcat pe el, îl țin de gât, hai, dă. Gata, îi dau acum, îi dau acum! Ia cu ceai, ia cu ceai fierbinte! Ceai fierbinte! Da, să te văd pe tine cum ești, că vine ăsta și te mănâncă, bă, uite-te la el! Gata de joacă, băieți! Știi ce părere am eu despre chestia asta ta? Păpușa asta, cum îi zici tu, dă-o încolo de păpușă să se ducă. Dă-o încolo de păpușă, nu e vreo, mă, cu ce mănâncă pomul ăsta, ia de ce mă... Nu, cu pomul! Gata, tu nu mai mănânci nimic pe ziua de astăzi, nimica nu mai mănânci! Tony, toți îi mănânci mâncarea lui! Ia de aici, Tony, înfructă-te, Tony, arată că ești vrednic, arată-i lui Dumnezeu că ești vrednic să supraviețuiești în această zi ploioasă. Mănâncă din peștele ăsta ca și cum ar fi ultima ta hrană și ai stat 100 de ani ca să vânezi peștele ăsta. Mănâncă, Tony, mănâncă! Da. Prea târziu trebuia să mănânci cu poftă. Acum ai șansa ta. Mănâncă, arată că ești vrednic lui Dumnezeu. Ia de aici pește, poftim! Ia de aici pește, nu? Ia de aici pește, că Dumnezeu ți-a pus peștele ăsta în față ca să faci tu... Tony! La semnalul meu, Tony! Ce semnal, mă? L-am prins, Tony! Tony, vino cu coace! Arată-i lui Dumnezeu că e... Nu mă dau jos! Stau pe ceafa ta ca un purice, stau pe tine ca o căpușă! Te mânânc! Dă-i Tony acum cât poți! Ia, Tony! 4 de la ai nota 4 și 7 de la mai 7 minute de trăit! Ai, e mult! Du-te după el atunci întâi! Tony, tu nu te mai miști de aici! Dacă te-ai mișcat de aici... Te-am omorât. Aici e țarcul tău, Tony. Ah, ce fraiere, ești aprins acolo, fraiere. Da, și ăsta e țarcul tău. Stai, ce? Care iese de aici? Nu mai are voie la libertate sacră! Bine, am înțeles. Bă, dar țarcul lui e spre ușă, poate să iasă. Da,
nu pot, că nu știu să o deschid. Da, vezi, nu știi să deschid ușa. Mai comentezi, Mulzi, mai comentezi? Păi, dacă odată te mai uiți în spate și nici nu mai acolo, bă. Și mă prinzi pe aici în țarcă, a? Uite, este acolo. Vezi, nu știi despre ce vorbești. Mai uită-te dată. Tu unde te-ai dus? Cum ai trebuit să deschizi ușa? Tu unde te-ai dus, tu? Bă, ce-ați făcut? O să vă prind și o să vă mănânc mărântaiele, ca și cum ar mânca Dumnezeu din propria sa pâine! Tony, te-am chemat aici pentru o ședință, înțelegi? Uite-te, vezi ce zice cartea? Trebuie să citim în cărți, înțelegi? Uite-te în cărțile tale, uite, astea sunt cărțile mele. Băieți, vin și o să vă ajut, că am făcut de astea multe la viața aia. Ce zice cartea ta, Tony? Băi, un struț, bă, știi ce înseamnă chestia asta? Iată să văd! Mâncare cu struți. Bă, nici mâncare cu struți, bă, uite-te asta, vezi ce zice? Zebra. Da, struț și zebra, să-ți arăt ce se întâmplă. Da. E deasupra. Așa, așa, așa. Găsit în coze. Ba, fii atent, fii atent. Se fac așa. Vezi? Așa. Și bam. Alakazam. Bum, bum, bum. Așa. Exact, Tony. Alakazam. Bum, bum, bum. Ba, există un frate de-a lui care poate să-l bată, bă. Și să scăpăm de aici. Asta ai înțeles tu din zebra și struț. Da, asta am înțeles din zebra și struț și doi elefanți, bă. Dar știi ce am înțeles eu, băieți? Eu mai am o zebră. Hai să vă explic eu ce înseamnă asta. Înseamnă că amândoi sunteți foarte gustoși și că ați intrat foarte bine în burtica mea, mă înțelegeți? Voi ce înțelegeți din treaba asta? Tony, trage de timp! Trage de timp! Trage de timp, Tony, am un plan! Bine. Cioc-cioc. Cine e? Cioc-cioc. Cine e? Cioc-cioc. Nu, îți fac eu o glumă, Tony. De ce a trecut găina strada? Ca să ajungă la prost acasă. Te-ai prins? Ah, bine, îți fac altă glumă. Cioc, cioc. Cine? Găina. Ha, ce fraier ești, Tony. Ce ai zis? Nu trebuia să faci ceva. Ba da, dar nu mai puteam, am vrut să ascult glumele astea. Ha, ce fraier ești, fraier. Acum a plecat, a plecat. Hai, după că vin după tine să... Da, stai, bă, că pleam, bă. Stai jos, stai puțin. Uite, am aici soluția corectă ca să putem să-l înfrângem. Mă înțelegi? Tu înțelegi ce se întâmplă aici? Ce? O să beau din soluția asta, care e magică, bă. Numai o dată pe an apare, bă. Bă, e lapte, bă. Dă-l încoace, bă, că nu știi despre ce-i vorba. Beau de aici, o să se întâmple lucruri rele, dar măcar o să-l înfrângem, înțelegi? Așa, bine, hai, tăi. Bun, hai. Gata, Tony! Mă, sunt armat! Mă vezi? Mă vezi? Bun. Prefer asta nu, dar da, te văd. Taci, bă, că te bat pe tine primul, bă! Nu, pe mine, că eu sunt... Eu sunt neutru! Vino pace, să-ți dau cu polul în cap, că din cauza ta suntem aici, bă! Vino pace! Te ajut! Vino pace! Vino pace! Dă-i! Gata, asta e confruntarea finală pentru tot ce mi-ai făcut, sunt aici să te distrug, îți dau cu scaunul ăsta în cap, îți dau cu tot ce găsesc. Vino bă cu acea, bă, să te rup! Vino cu acea! Hai dacă ești șmecher, ia de aici! Ce crezi că faci tu cu mașinuța aia? Vino cu acea că îți dau cu mașina în cap, te rup! Te rup! Ia!